V-ați întrebat vreodată cum vă pot influența starea de bine alimentele pe care le consumați? Atât activitățile fizice regulate, cât și o dietă echilibrată ajută organismul să se dezvolte armonios, astfel încât să creșteți sănătoși și puternici. Alimentația sănătoasă ar trebui să fie diversificată, incluzând alimente din toate grupele, pentru a avea un aport echilibrat de nutrienți. O alimentație sănătoasă presupune și un consum adecvat de apă. Un copil ar trebui să consume zilnic aproximativ 6 pahare cu apă, de 200 de mililitri fiecare. Dieta zilnică trebuie să fie variată și echilibrată. În timpul procesului de digestie, la nivelul intestinului subțire are loc trecerea substanțelor nutritive în sânge. De acolo, ele sunt distribuite în tot corpul nostru prin sistemul circulator. Am putea grupa alimentele în moduri diferite. Una dintre modalități este gruparea în funcție de nutrienții pe care îi furnizează. Acești nutrienți sunt carbohidrați, lipide, proteine, vitamine și minerale. Carbohidrații sunt substanțe nutritive care oferă organismului energia necesară funcționării pe tot parcursul zilei. Însă nu toți carbohidrații sunt sănătoși. Carbohidrați sănătoși se regăsesc în alimente precum cereale, pâine integrală, paste, orez, biscuiți, cartofi, fasole. Există alimente foarte bogate în carbohidrați, dar care nu sunt benefice pentru organismul nostru, prăjiturile, produsele de patiserie sau bomboanele. Acestea pot fi consumate, dar ocazional și în cantități moderate. Consumul de fructe reprezintă o modalitate sigură de a include carbohidrații sănătoși în dieta noastră. Grăsimile sunt nutrienți care ne oferă energie și ne ajută la absorbția vitaminelor. De aceea sunt esențiali pentru organismul nostru. Nucile, avocado, uleiul de măsline sunt alimente bogate în grăsimi sănătoase. Sunt și alimente care conțin grăsimi mai puțin sănătoase, cum ar fi pielea de pui, mezelurile, carnea, produsele de patiserie sau produsele lactate grase. Se recomandă consumul moderat al acestor alimente. Proteinele sunt nutrienți care contribuie la dezvoltarea țesutului muscular și a celui osos. De asemenea, proteinele transportă vitaminele în tot organismul și contribuie la întărirea sistemului imunitar. În funcție de sursele din care provin, proteinele sunt animale, care se regăsesc în alimente ca peștele, carnea, ouăle, produsele lactate, și proteine vegetale, cum ar fi leguminoasele, fasolea, mazărea, soia, nucile. Amintiți-vă să combinați aceste alimente pentru a avea întotdeauna o dietă echilibrată. Vitaminele și mineralele sunt nutrienți care ne ajută să rămânem sănătoși, astfel încât corpul nostru să poată îndeplini funcții vitale. Fructele ca portocalele, căpșunile, bananele sau merele, precum și legumele sau verdețurile, sunt bogate în vitamine. Mineralele se regăsesc în apă în cantități mici. Alimente cum ar fi carnea roșie, peștele, lintea sau fasolea sunt bogate în minerale.
știați că pentru ca organismul nostru să obțină vitaminele și mineralele necesare unei bune funcționări, ar trebui să consumăm cel puțin 5 porții de fructe și legume zilnic? Apa este foarte importantă pentru a ne menține corpul sănătos. Corpul nostru conține un procent mare de apă. De aceea este vital să consumăm cantitatea potrivită pe tot parcursul zilei. Pentru a avea un stil de viață sănătos, urmați aceste sfaturi. Consumați diferite tipuri de alimente care vă oferă toți nutrienții de care aveți nevoie. Serviți 3 mese principale și 2 gustări pe zi. Beți apă suficientă pe toată durata zilei. Faceți mișcare cel puțin 60 de minute pe zi. Dacă urmați aceste sfaturi, veți preveni îmbolnăvirea organismului. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Până data viitoare, rămâneți sănătoși!